Așa, ne găsim. Cum ne propuneți să facem subiecte mai deosebite, n-aș mai întâmpla tema pentru acasă, aș zice pregătire pentru olimpiadă, nu? Hai să zicem așa. Pregătire pentru olimpiadă. Pentru că sunt și copii în țara asta și copii care doresc un subiect un pic mai sus. Și așa că, de la bun început, e bine să facă titlul acesta. Care sunt interesați, nu vreau să facă, să vină de subiectele astea, care nu, nu. Noi am discutat într-una din lecții următoarea problemă. Ori iau pe cei, au o problemă deosebit frumoasă, pe care mie mi-a plăcut deosebit de mult. Era vorba de mulțimea mare, care conține elementele 1, 4, 7, nu știu dacă îți mai aminte, dar ușor ne-am zis 10 puncte, puncte, se vede că sunt din 3 în 3, până la numărul 100. Deci mulțimea asta conține elementele 1, 4, 7, 10. Vedeți și tu ușor că ele au o calitate. Din 3 în 3. Așa. Sunt toate numerele consecutive, dar din 3 în 3. Toate numerele din 3 în 3, când la 1. 1, 4, 7, 10. Din rând te-aș ruga să te fie și atent, e foarte frumos scris. Da? Este chiar de învățat din asta. Să vedeți cât de interesant. Scoateți subiecte și lucrăm. O să vedeți să-ți placă. Ei, sunt aceste numere. Am putea să știm câte sunt? Da. Cum? 100 minus 1, totul împărțit la 3, plus 1. Așa. Știm bine asta. Din sumii cauzi, nu? Când aflăm numărul din termeni. Suma cauzi ce înseamnă? Termenii să aibă calitatea asta să fie toți așa, o regulă obținută. Numai că ăștia sunt termeni a căror sumă poate fi făcută, da? Da. Ei bine, așa, da. Cardinalul ia, dacă am minte de la noi. Adică numărul de elemente de aici, cardinalul ia, cardinalul ia, este egal, spuneai tu, 100 minus 1. Minus 1, împărțirea 3, da. Plus 1, și cardinalul face A, este egal cu 34. Ok, egal cu 34, se vede, da? 34. Deci mulțimea asta are 34 de elemente. Autorul ne spune așa, oricum am luat 19 din ele, oricum am luat, nu putem evita următoarea situație. Ca printre cele 19 numere, în mod sigur, zice, în mod sigur, există două, a căror sumă se bate la 52, parcă de era vorba. Da, la 52. Deci, cât ne-am strofocat noi, cât de noi am fi, cât de mult ne-am propune să evităm aceste situații, în mod sigur, când luăm 19 din aceste câte 34 de elemente, printre ele există cel puțin două. Pot să existe mai multe. Dar minim două sunt cele care, a căror sumă se împarte sigur la cât am spus, la 52. Deci, oricare ar fi, oricare ar fi, este sigur, oricare ar fi o mulțime M inclusă în A, deci o mulțime M inclusă în A, o submulțime a lui A, indiferent la care ne-am oprit noi, cu cardinal lui să fie dat cu 19, cu cardinalul lui M egal cu 19. Ați scris 18. 19, am scris 18, 19, da? Care nu am legat cu 19. Există, deci, la orice mulțime așa, există două din ele, hai să zică, un M și un M, două numere. M și M sau A și B, da, din cont. Există A, dintr-o dintre ele, care aparțin lui M. Așa încât
A plus B există cel puțin. Deci există cel puțin. Foarte important să o fac. Cel puțin două numere A și B, așa suma lor să se divide la 52. Întrebarea ferească care ne punem, oare 52 se află printre elementele acestea? Nu le-am scris pe toate. Sau. De cum îți dai seama? Păi, vedem că 4, de exemplu, 4 minus 1 e 3, 3 împărțit la 3 e 1, 7, 7 minus 1 e 6, adică toate merg după o regulă. Da. Și asta e ce? Cam ce formă ar fi? De ce tip ar fi numai acesta? Cam 3 ca plus 1. Zice bine soara ta? Dar 3 ca plus 1? Tu nu crezi că este adevărat. De ce aș spune că elementele toate de aici, am să-l notez cu A, K, AK, de tipul ăsta ar fi 3K plus 1, unde K sunt numele naturale până la anumit ordine. Să vedem până unde. O să vedem îndată. Am văzut K mai mic egal decât 90 și, decât 33. Că 3 ori 33 face 30, 99 și 1 fac 100. Și de la 0 începem. De la 0. Uite, când K este 0, 3 ori 0, 0 și 1, 1. Păi da, deci nu putea să fie, adică numărul, primul termen din șir, care să fie ca, adică 3K, 3 ori 1 minus 2. 3 ori 1 minus 2. Și așa merge. Ori, tu mă întrebi așa, de ce n-am luat eu, de ce am luat 3K plus 1 și n-am luat 3K minus 2? Dar înțeleg de unde este 0 ăla, adică nu este termenul 0, este termenul 1, 2, 3, 4, 5... Nu. Există, poți să zici și A0. Primul termen, așa s-o pot eu, A0. Da? Ca mod de numărare. Dacă vrei, poți zic aici K plus 1, poftim. Dacă a zis K plus 1, când K este 0, 0 și 1 la 1, care înseamnă primul termen al mulțimii. Dar atunci când am K plus 1, merge foarte bine că 33 și 1 fac 34. Îl găsim pe toți cei 34 de termeni. Știi că așa a fost vorba. Deci, la observația ta, că nu ți-a convenit modul ăsta de scriere cu 3K plus 1 K de la 0 până așa, am mutat el aici cu A indice K plus 1. Când A indice K plus 1, de data ce K e 0, A 0 și 1 face A1, adică primul element al circului, da. Băi, mi-a pus întrebarea asta și acasă. Ea a găsit repede forma că ar fi de forma 3K minus 2. Corect. Nu 3K plus 1. De acord. E corect și cu minus 2? Uite, aici încercam să spun. 3K minus 2 plus 3, da? Plus 3 minus 3 îmi dă egal cu 3 pe lângă între 3K și minus 3, dă un 3 în factor și vin 3K minus 1 plus 1. Adică acest K minus 1 nu te-a spus ceva. Ori zic 3K minus 2, ori zic 3K plus 1, este același model. Dacă zicem 3K minus 2, mai putem lua pe K 0? Dacă zicem 3K minus 2, nu. K-ul de 1 începe atunci. Deci dacă mă duc pe modelul 3K minus 2, da, ia. Uite, mi-a dat pe modelul tău. Deci A indice K, uite, A indice K, egal cu 3K plus, minus 2 este, da? Minus 2, cu K-ul prins între 0 și respectiv 33, da? K-ul prins între, așa. Da, dar atunci zic că aici tot A indice K plus 1 din motiv de alegere, să nu ne certăm. 53. Da? 3K plus 1. Când K-ul devine 0, 3 ori 0, 0, mai apoi nu. K-ul de unde trebuie să fie? De la 1 până la 34, mă duc acum. De la 1 la 34, de zic, toți 34 de termen. Și nu îi spun A indice K plus 1, ci A indice K. Deci, în exprimarea anterioară cu 3K plus 1, a trebuit să bag aici indice K plus 1 ca să intru cu tine în... Să fie primul termen. Să fie primul termen, că așa-i place ei cu A, 1, când se referă la primul termen ca poziții. Și atunci ca îl ia și pe 0. Atunci ca îl ia și pe 0 și merge. Acum când am indicat
multiplicat cu a indice K egal cu 3K minus 2, K începe de la 1 până la 34. Că uite, când K este 1, vine A1 egal cu 3 până 3, minus 2, 1. Da. Când K e 2, deci ori forma asta de aici, cu K de la 0 la 33, ori forma asta de aici, de aia, este aceeași poveste. Motivul este că atunci se scade un 3 și se transformă acest minus 2 plus 3 în plus 1. 3 minus 2 se face plus 1 și tot este pus la punct. Dar hai să ne facem problemă. Niciodată nu vom începe o problemă fără să o înțelegem. Deci, în clipa în care ne apucăm de problemă, trebuie să înțelegem bine conținutul ei. Așadar, spuneam, s-ar afla oare printre acești toți termeni și 52? Ideea este că s-ar afla. Dacă K-ul ar fi cât? Dăm tu aici un K, 3 ori acela minus 2 se facă 52. Deci 3K, uite simplu, 3K minus 2 se facă 52. Da? Da. Adunăm un 2 în anumit membri și atunci vine 3K egal cu 54. De unde da. K va fi egal cu cât? K va fi, fi egal cu 18. Da? Așa bine? Da. 18. E bine 18. 3 ori 8, 24. E bine. Deci, al 18-lea termen de menșurire asta, pe aici până de la, este și 52. Și apoi 55. Și uite așa se continuă și mai departe. Atenție, dar de ce spune autorul că oricum am dat 19 din aceste elemente, deci oricum am dat, în mod sigur, două dintre ele, suma lor. Atenție, se referă la suma lor. În mod sigur, există printre ele, printre cele două, printre cele 19 elemente, există cel puțin două, a căror sumă se împarte la 52. Dar cât poate să dea suma? Ne-am trebuit la 52? Nu, dar sigur nu. Adică, care o altă sumă ar risca să se împarte la 52? 104. 104. Deci dacă nu dau 52, ele două adunate, dacă nu fac 52, există riscul să facă 104. Sau 156. 156. Dar hai să ne oprim la cele care fac 104. Ai putea să găsești tu între astea două numere care se acără sumă să facă 104? Din toate sau până la un număr? Nu, 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 din toate, așa. 104. Oh, deci o primă perete ar fi risc mare asta. 100 și cu 4 ar fi 100. O pereche care dă 50 și 104 se poate sigur același doi. O altă pereche. 97, stai. Hai. 97 cu cine? Cu 7. Cu 7. Adică unul de aici și unul de aici. Deci 97 cu 7, apoi următoarea perechie. 94 cu 10, apoi o altă pereche. 91 cu 13. Cu 13. Și e vorba cam câte perechi de așa să faci, în mod sigur. Cam câte perechi am putea face? A căror sumă să se împarte exact la... 17. Păi câte sunt de toate? Toate sunt 34, da? Da, dar pe unul nu l-am considerat. Unul nu. Și nici pe 52. Nici pe 52. 34. Deci două din ele sunt alte schemă. 32 împărțit la 2. 32 împărțit la 16. 16. Deci așa poți continua tu. Știi care este ultima pereche care riscă să facă, da, 104? Mm-hmm. Ia să vedem. Ultima pereche. Minunată, gândești și tu. Deci, care-i perechea care adunate cele două se facă împreună 50 55. Este, mai întâi să zicem, 49 și 55.
49, îl încadrează. Aici în față este 49. Deci asta e ultima pereche, fără ce deșifrăm. Care, care suma lor fac, cât am spus, fac 104. În total cât de sunt? 16. 16 pereche. Mai e o problemă. Atenție ce spune autorul. Deci, indiferent cum ai luat tu câte din ăsta, 19 din ăsta, în mod sigur, dar în mod sigur, există, în mod sigur când ai luat 19 din acestea, există două, cel puțin două, dacă nu chiar mai multe, două a căror sumă se fac cât? 104. Dacă sumă se parte la 52, dar noi am văzut că pericolul mare e la 104. Cu 104 se parte rapid la 52. Deci, indiferent cum am luat noi, câte am spus, câte am luat? 16. Nu, câte elemente ai văzut cardinalul cu sumuțile acestea? 19. Întâmplător. Deci trebuie să arătăm că, în mod sigur, două din ele... Suma a două din ele, în mod sigur, există două din ele, dacă sumă se parte exemplar. La 52. Cine să presupun? Eu acum trebuie să le elaborez raționament. Nu cred, zic. Nu cred. Eu am să construiesc o submulțime, să-ți arăt eu ție, o submulțime în care să nu se întâmple așa. El spune că indiferent cum ai construit tu, indiferent cum ai luat, în mod sigur, printre ele se află cel puțin două a căror sumă se împarte exact la 52. Ce facem? Îi luăm singure ele. Da. Ce facem? Cum să luăm? Începem să elaborăm rațiunile. Fiindcă vrem să nu fim... Ne propune să nu fim de acord cu ce spune autorul, este așa zisa metodă de deducere la absurd. Adică, nu e adevărat ce spui tu. Păi începem să nu numerele care... Îți arăt eu că există, atenție, îmi spune așa, că indiferent cum am luat noi, oricare sumuțime am gândit, orice sumuțime am gândit, se întâmplă de cazul ăla. Noi spune, îți arăt eu ție că există o mulțime, o construiesc eu, deci ne-i pe asta. Pe oricare, înseamnă că îți construiesc că există. Deci vom arăta. Încercăm să arăta. Vom arăta. Adică vom arăta. Că există o mulțime, hai să zicem, B. Există o mulțime B. Inclusă în A. Cu cardinalul egal cu 19, cum îmi spui tu. 19 elemente, da. Da, cu cardinalul. Așa încât, oricare două ai luat tu, pe oricare două, M și N, de data asta, oricare M și N, de unde? Din asta, din bârul ăsta, din bârul, să rezulte că M plus N nu se mai divide. Deci nu se mai divide suma lor, nu se mai divide la 52. Deci, atenție multă, este foarte tare raționamentul. Deci îți spuneți, indiferent cum e luatul, să știi că n-ai cum să iei asta. Eu spun, dacă îți arăt eu ție. Construim-o de-abia. Da? Acum trebuie să construim. Cu furii, cu gândul că așa ceva nu se întâmplă. Ia să vedem. Construim, mulțimea de egal. 1 și 4. 1 și 4? Da. Deci, de ce zici 1 și 4? Să vedem de ce. Pentru că 1 și 4 fac 5. Și e bun. 1 și 4, exact. Da. Mai 4. 7. 1 și 7. 1 și... Mai bun. Mai bun. 7 și 10. Deci, 1, 4, 7, zici? 7 și 10. 7, 10. 10. Până acum, nu există două care au luat apoi. 13 și... Da.
16. Hai zi, zi, după ce. 19 și 22. 22, da? Urmește și tu, Miruna? Până aici există două care se întâmplă așa ceva? Nu, pentru că acestea fac 41. Deci, 22, 20... 25, da. Și 28. 28. Fac 53. Deci, bine. 31. 31. 31 și 34. 34. 37 și 40. 37 și 40. 43 și 46. 43 și 46. 49. 49. 49, 50 și 52, da? 52. 52. Și cât am fost până acum? Ia să le numărăm. 1, 2, 3. 9. Nu, câte grame merg? Câte grame am de până acum? Îmi mai trebuie unul. Pune-l tu. 55. Și cu 49, e berechi de așa care e. E berechi, 55 și 49, e foarte periculoasă. Altul. 58. 58, te-l avem de 58? Da. Ca element? Îl avem, da. Dar 58, cumva, nu este cu un prieten din față, 58 și cu 46, care fac 46. E 46 impus? Ai văzut. Fiindcă mea, tu ai făcut o chestie, le-ai luat pe toate astea din perechi. Câte mult pe fiecare perechi? Asta ai făcut, 47, 10, 13. Ai mers până la cât? 49. Ai luat 16. 16. Îl luam pe 1 și pe 52. 18. Și acum iată dacă mai trebuie 1. Și când îl iei de la 19-lea face perechi. N-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Cel de la 19-lea este clar într-o pereche și de aceea nu poți evita. Ăsta e motivul pentru care ai zis 19. Deci autorul zice jumătatea lui 34. Care e 17, și mai bagă încă două peste jumătate. De fapt, la urma urmii, trebuie să înțelegem așa, că două din ele, 52 și 1, deja este din schemă, deci, practic, nu fac jocul. Nu fac jocul acela care ne-ar crea nouă emoție. De ce? Pe 1 și 52 le iei și înseamnă că din cele 19, două le-ai dat deoparte și ai, câte, 17. Da. Dar fiindcă ai făcut 16 perechi care sunt periculoase, tu iei pe cele 16 cu gândul ca să nu se întâmple necazul și pe alt 17 care le dea acolo. Și gata, faci. Asta e fain de tot. Dar elaborarea raționamentului este esențială. Dar, deci, autorul despre așa, indiferent cum ai luat o mulțime, cum era o submulțime a mulțimea acestea, de fiecare dată se va găsi cel puțin două. Că sigur nu puteam să luăm lucrurile astea mai multe, dar până... Dar noi am elaborat așa. Îți arăt eu că construiesc o mulțime care să nu se întâmple așa. Și când îți propui să construiești mulțimea asta, vezi că nu poți construi. Înseamnă că propunerea ta de a încăpățânarea ta pică. Și atunci adevărat ce a spus autorul. Și cum redactăm? Și cum redactăm? Presupunem, deci aici am presupus, că vom, dar presupunem că există, a presupunem că există această submulțime. Și când îmi propun să fie așa, să existe această submulțime cu problema de așa, spunem că, în clipa asta, cardinalului B, e egal la 18, da? Cu cardinalului B, egal cu 19, rezultă că există. Mai există încă un element. Ne mai trebuie un element, da?
Din una din perechile acestea, hai să notăm perechile astea cu toate perechile astea puse într-o mulțime C, egal cu mulțimea tuturor perechilor astea. Deci există o pereche, o pereche din cele, câte? Din cele 16 perechi. Așa încât e posibil să se divide la cât la 15. Concluzia este că presupunerea făcută e falsă, deci ce ne-am propus noi nu se poate realiza, atunci rămâne adevărată autorului. Deci rezultă atunci că presupunerea CP este falsă și rămâne adevărată, adevărată, concluzia autorului. Da? Concluzia problemei. Da? Rămâne adevărată concluzia problemei. Acum, eu acasă v-am propus să vă construiți o mulțime nu din 3 în 3, ci din 4 în 4, din cât vreți voi. Adică o mulțime alta decât dată de autor, cu un număr de elemente care vreți voi, și pe modelul acesta să putem finaliza problema. Hai să vedem cum. Ce am vrut eu de fapt? Eu ce am dorit din toată povestea asta? Dacă s-a înțeles asta bine, atunci suntem în stare să propunem o altă problemă. Dar ți-am gândit că așa de 4 în 4. Ia să vedem cum ar arăta o mulțime din, construită după un model din 4 în 4. Trebuie să înceapă de la 1? De la când vrei tu. Nu e important să înceapă de la 1. Hai să începem pentru început la 1. Vrei? Da. Să înceapă la 1 după modelul expresat. Că vezi? Nu ne depărtăm prea mult de probleme. Încercăm să spunem, facem pași măruți în elaborarea unei alte probleme. Să înțelegem foarte bine. Da? Deci, ne mergem pe o dată, numai cât e în 4 în 4. Absolut. Cum ar arăta o mulțime cu 1, 5, deci mulțimea mare, ar trebui să arată așa. 1, 5, apoi 9, 9, apoi 13, puncte, puncte. Puncte, puncte. Ți-amintești că în problema anterioară a fost un număr par. E esențial să fie par. Deci nu un număr impar de elemente. Un număr par, că le asociem două câte două, acolo facem perechile. Stați două secunde. De ce modele sunt aceste numere? 1, 5, 9, 13? 4K-3. Ori 4K-3, ori 4K plus 1. Deci cred că ea pe minus. Merg cu mâna ta. Merg așa. Deci ea îmi propune AK egal cu 4K minus 3. Sunt de acord. Cu K, cu K în valul. Te rog să-mi spui de la 1. De la 1. Până la 36. Foarte bine. Deci e bine. E foarte bine. Uitați, când K-ul este 1, 4 ori 4 și minus 3, nu mai bine facem 1. Da. Când K-ul e 2, nu mai bine facem. Ia când K-ul e 36. Când K-ul este 36, 4 ori 36. 141. 144, cred că. 144 minus 3, 141. Ultimul element. Da. E clar că ea și-a construit 141 ultimul element, care face parte din mulțimea asta. Sunt de calitatea aceasta, că sunt din 4 în 4. Da. Așa. Cardinalul A câte? Cardinalul A este 36. Corect. Corect. Chiar a numărat la 1 la 36. Deci cardinalul. Cardinalul. A egal cu 36. Bine. Am gândit corect. Acum,
Care să fie elementul ăla de care să ne fie nouă teamă foarte tare? Două adunate, nu? Dar două adunate să se împartă la cine? Asta e. Cine dar, este? Dar asta este zis că de... Data trecută au fost 53. 73. 73. Zice. Chestia asta pe mine mă pune acum în cumpără. Cum te-ai gândit? Exact. Păi, la exercițiu în trecut, ne-a dat un număr și ne-am făcut dublul lui, care ne-a fost de a mai ajuta și am făcut 100 plus 4. Asta și e, s-a prins 4 plus 5 și 141 fac 146 și l-am împărțit la 73. 73, exact esențialul. 73 s-a dat la pe aici. Este el din modelul acela 4 ori ceva minus 3, ca să îl cadrezi. Ca altfel de bătrâni mai vorbe. Adică trebuie să faci 4K minus 3 egal cu da. 73. Este, da? Da. Cât ți-a dat K-ul? Păi 76 împărțit la 3 care intră de 2 ori și 16 în 4 intră de 6 ori. De 4 ori, parcă, nu? 16 mi-ai zis. A, da. Da? Nu de 4 ori, 3... Da, încă o dată spunem. Am zis așa, nu? Stați! Stați! Stați. Nu-i bun, nu? Adică trebuia să faci așa. 4K minus 3, să vedem, egal cu 73, și ce ca obținem? Adică 4K egal cu 76. Care e bun? Care e bun? Am venit 73? Nu, stați că... Care v-a făcut 76 la 4? Eu am făcut 76 la 3, da. Deci 76 la 3. La 4 la 3. 76 la 3. De 19. 19. Deci al 19-lea este ăsta. De pe poziția al 19-lea ca ordine. Din cele câte elemente? Din cele 36. Da? Da. Ei, l-ai descoperit și pe ăsta. Practic, cum formulezi problema? Acum e formula de probleme, conținutul. Deci ce e? Păi, dar câte numere ar fi, stați să vedem. Așa, te duci după model. Așa se fac ghiști, așa cum pun autorul. De 19 ar fi fost. Câte au fost data trecută? Câte elemente erau? Data trecută erau 34. 4 elemente. Și jumătatea erau 34 câte a fost? Jumătatea 17. Și am mai adăugat 2 și am făcut 19. Da. După același model încercăm. 19 plus 2. Dar păi nu, acum 36 împărțit la... Pe jumătatea erau 36, 18 plus 2. Jumătatea erau 36. Aaaa, 18, plus 2 elemente? 20. Deci, oricum am luat din aceste... Să arătăm că... Da, deci, să se afle. Să se afle că oricare ar fi o sumulțime M inclusă în A. Oricum am luat o sumulțime. Da? Simbolul ăsta. Oricare ar fi un M inclusă în A. Având cardinalul, cardinalul lui A, e egalul cu 20. Cardinalul lui M, egalul cu 20, indiferent cum ar fi cardinalul. Așa. Există aici două numere. Există două numere. A și B din mulțimea asta. Da? Care aparținului el. Există două numere de mulțimea asta, A și B, care aparținului el. Așa încât, A plus B să se divide în mod sigur. A plus B să se divide la... La 73. Da. A și B să se divide la 73. Să se divide la 73. Asta e problema. Asta e problema formată. Acum, după ce ai propus-o, având mecanismul acela pus la punct, înseamnă că tu
ai înțeles despre ce vorba în problema asta și poți să atragi foarte bine și o altă problemă. Am plecat la 1 de fiecare dată. Poți să începi de la altă poziție. Poți să începi de la 13, dacă vreau. Sigur că da. Nu, dar hai să presupunem că... Să ne apucăm de rezolvare, da? Să o facem. Poate am greșit-o. Deci să se arate că oricum am luat, aici e lucru, oricum am luat o submulțime din A mare, totdeauna, cu cardinalul 120, totdeauna există două din ele, iată că asta trebuie să arăt, există două din ele, așa fel. Presupun, că există, adică construim noi, da? Presupun că există o submulțime B, inclusă în A mare, presupun că există o submulțime B inclusă în A mare, cu cardinal. 20. Cardinalul lui F egal cu 20. Da? Da. Pentru care, oricum am luat noi două elemente, vedeți, așa există transformul în care, oricum am luat pe M și N, să zicem o pereche, oricum am luat o pereche M și N, care să fie din B, atunci, deci oricum am luat o pereche, M plus M nu se mai divide la 73. Suma lor nu se mai divide la 73. Deci presupune că există o B. Aici spune, o construim. O construim cu calitatea asta. Hai să facem. B egal. Da. B egal. Mai întâi trebuie să facem dublul numărului 73. Asta e periculosul, da? Da. Îl facem adică 146. Da. Zicem, perechi, perechi, periculoase. Adică perechi aș trebui care sunt cele care sumă fac împreună, da? Perechi periculoase. Care ar fi care? Ar fi acelea care dau... Zi. 5. 5 și 141. Deci 5, 141. Nu vreau să vreau ca amândouă în ruptul capului. No. Ce-am mutat una din ea. Așa nu am putut să scriu. Apoi. 137. Acum, și ultima, te rog să o spui. Ultima o să fie 69. Deci se încadră pe 73. Face 77. Da, adică 69 și 170. Asta e ultima pereche. Da. Punct e punct. Deci nu 73 chiar e ultima. 69 și 77. Da. Da. Câte astfel de perechi avem aici? Aici 36 minus 2 împărțit la 2, adică 34 împărțit la 2, care vine 17. 17, da? Deci avem 17 perechi. 17 perechi periculoase. Deci ne propunem să evităm existența unei astfel de perechi în construcția lui B. Și atunci B o va arăta așa. Cu această idee centrală, B o va arăta. Te rog. O să avem M și 5. 1 și 5. Te luăm pe primele din toate, din tot cârdul ăsta. 1, 5. 1, 5, 9, 13. Dar putem să luăm și unul, și pe 77, dar nu luăm 69. Păi, da. Da. Dar noi ne luăm pe primele din observația asta. Care... mai mici. Deci 1, 5, 9, 13. 1, 13, apoi 17 și 21. 21. Dacă nu vrei pe 21 să le vrei să părăsești, poți să iei perechea care făcea 100 și nu știu pe. Dacă e așa, da, cum să ne orientăm pe culoarea asta. 21. 25 și 29. Ultima din cârdul ăsta e 69, da? Da. Deci, 1, 5,
9, 13 până la 69. Și 73. Poți să alegi 73, da? Că nu intră în coliziune, nu faci, e izolat. 73. Câte elemente ai pus până acum în mulțimea asta, crezi tu? În această mulțime am pus... Poți să afli. Știi bine numărul elementelor dintr-o mulțime. Care le-ai pus în primul rând alea pe fiecare 17 din pereche. Da. Nu? Și l-am mai pus pe 11 și pe 73, care nu făceau suma. Da. Deci... Și aștept să calculez. Păi 17 din pereche. Uite, tu faci tu așa. 73 minus 1. Împărțirea 4 plus 1. Așa. Așa. 73 minus 1 împărțirea 4. 18. Sau nu cumva 19 aveți tu. Că pus și plus 1. Plus 1. Știi când află numărul terminilor, în suma caos, facem chestia asta, plus la 4, plus 1. Deci până aici, sunt câte? Chiar așa poți să spui, da? Sunt 19 elemente. Cu un cardinal, lui B egal cu cât? 20. 20. Mai trebuie să completezi unul. Hai să pe toți am pus de până acolo, de pe prima poziție, îți mai trebuie unul care nu poate să fie decât unul din elementele 6-7. Și iau, cu 69 care era pus deja. Nu poți evita. Nu poți evita existența unui perechi. Și faci perechi. Da? Deci, cum că așa rezultă că, din cele două lucruri, rezultă că al 19-lea element, chiar cum e disponibil, al 20-lea element este unul din... Da, al 20-lea element este unul din perechile periculoase. Corect. Da? Este unul din perechile periculoase. Adică, începând de la unde? De la 141, nu, de la 77, de la 77 puncte puncte până la 141. N-ai ce face, trebuie să te acrezi de unul din acestea. Asta este rațional. Și atunci, în condițiile astea, presupunerea, hotărârea noastră de a construi așa o mulțime e proastă. Deci presupunerea făcută este falsă. Nu reușesc, adică și mă spun, nu reușesc, îmi pare rău, nu reușesc să fac așa ceva. Și atunci se pune adevărata ceau propunătorului. Deci, de ce spune, dacă e falsă asta, înseamnă că adevărat este chiar concluzia pe care o aveam problemă. Atunci, care e ideea finală? Oricum aș lua eu o submulțime a lui A, cu cardinalul M egal cu 20, rezultă în această situație, această ipoteză formată, există două numere A și B care sunt elemente al lui M, deci ce aparțin lui M, așa încât A plus B se divide obligatoriu la 70 de dată, 73. Și asta e problema acum. Am convingerea că acum ai înțeles-o. Deci când ajungi, abia când ajungi să compui tu problema, atunci și să o și rezolvi, de rezolvat trebuie să o rezolvi acum, pentru că ai pătruns dincolo de ușa închisă a minții autorului. Deci am intrat în partea de finețe.